sunt foarte bucuros că vine și bătălia perechilor. Băieți, băieți. Avem best of-ul azi. Avem best of-ul, frățile. Avem best of-ul și trebuie să câștigăm. Aștept cu nerăbdare să vină această bătălie. Aștept să văd ce parcurs este, ce final este și mai ales surpriza de la sfârșit. Eu mă gândesc oare ce traseu să fie sau ce reguli, că tot timpul se schimbă traseele, se schimbă regulile la joc. Ce final? Ce final o să fie? Cred că ar fi un traseu complex, unul care necesită și forță fizică, pentru că dacă sunt doar băieți, nu putem să îi lăsăm doar să alerge. Dacă sunt și fete, trebuie să fie și elemente mai ușoare, de exemplu să sară peste chestii, poate un topogan, o piscină. Eu cred că o să fie un traseu destul de lunguț, pentru că din bătălia perechilor eu înțeleg că trebuie să fie doi sau mai mulți oameni. Da, mă, deci jocul de astăzi, best of-ul ăsta, am văzut și în sezoanele trecute că se joacă ori pe perechi, se schimbă între ei, fete cu băieți, băieți cu băieți, fete cu fete, nu știu. Bă, zic să fie o fată, un băiat, să fie cât de cât echilibrat, adică... Ținând cont că suntem 9 persoane, eu cred că prima dată vor fi perechi de câte doi. Aș vrea să dau unul care are frică ca să poți să prind avans. Oricum, ai văzut și tu că încet încet te obișnuiești și dai randamentul care trebuie. Echipa este foarte motivată ca la fiecare joc să câștigăm orice competiție. Dacă mai câștigăm și meciul ăsta, îi demoralizăm și mai tare pe ăștia care stau la cabană. Da, suntem foarte motivați să câștigăm acest joc. Nu vrem să-i lăsăm să câștige foarte multe jocuri, pentru că începem să le dăm siguranță. Nu vrem să o facem. Oricum îi batem și singur și în echipe și oricum. Consider că avem un plus așa peste ei. Un plus atât ca și caracter, cât și ca sportiv, nu știu, nu, chiar nu vreau să mă laud, să ne lăudăm. Dar consider că suntem un pic peste ei. Ideea e să ne concentrăm pe traseu și să mergem, să bat. Eu am încredere în echipa mea și perechile pe care o să le facem, o să le facem în funcție de traseu. Ne dorim să câștigăm acest joc, fiindcă este o surpriză. Avem surpriză și cine știe ce ne așteaptă? Nu știm ce fel de surpriză este, din punctul meu de vedere. Cred că o să fie un, nu știu, poate o ieșire la un hotel, la un masaj. Eu sunt curios, oare ce surpriză. Și pe lângă că avem o viață foarte frumoasă aici la vilă, ne mai trebuie și surprize, nu? De ce să le facem și mai frumoasă dacă te-a zic toată. Mi-aș dori să fie ca premiu ceva, să ne placă la toată echipa. Noi merităm să câștigăm. Hai să ne îmbrăcăm, că mai este un pic și vine autobuzul. Foarte multe detalii nu cunosc despre meciul care urmează să-l avem. Din câte am înțeles, se numește Confrontation Game. Clar, o să fie ceva joc bazat pe strategie sau pe echipă. Acest game, Confrontation Game, sună cunoscut, n-am mai auzit de el, nu știu nici din sezoanele trecute. Poate fi ceva de echipe mixte, doi băieți, două fete sau mixte sau ce. Chiar că ar fi super tare. Ar fi super. Ar fi ceva nou, da. Da, da. Deci depinde și de traseu cum este. Eu aș dori să intru foarte mult pe traseu pentru că îmi plac provocările, îmi place tot ce ține de nou. Important e noi să fim pregătiți, să abordăm traseul relaxați și să nu ne accidentăm. Dar atunci nici prea relaxat. Nici prea relaxat. Nu. Dar trebuie acolo, trebuie să fim în tensiune. Trebuie să câștigăm, da. Nu știm în ce constă concursul. Mi se pare tare interesantă surpriza asta de care ziceau, că da. Vom câștiga o surpriză. Câștigătorii vor primi... Poate fi vreo excursie, ceva. O surpriză. O ieșire, da, o ieșire pe undeva. Mi-ar plăcea să vorbesc acasă, să aflu ultimele noutăți,
pentru că eu mi-am lăsat acasă niște lucruri nerezolvate și chiar sunt curios să aflu dacă s-au rezolvat sau nu, sau în ce stadiu sunt. Bă, eu m-aș bucura să ieșim la un film. Deci eu sincer m-aș bucura pentru orice. Orice, da. Orice m-aș bucura. Orice plus nu e minus, știi? Orice e binevenit. Da. Mi-e dor de întreaga familie, de mama, de tata, de sora mea, de cumnatul meu, de nepoțica mea. Am vorbit cu echipa, suntem cu moralul foarte bine. Bă, eu fizic mă simt bine, am dormit bine, pregătit da. De luptă. Hai să vedem ce o să iasă în cazul meu. Eu zic că o să fim motivați și noi și o să dăm randament 100%. Bă, important e să luăm un avans de câteva puncte, să putem să ne ținem sus, să putem să ne ținem da, înainte. Să... Mereu când luăm avans, da. Nu mai... Da, se ține chiar tensiune, să nu cumva să ajungem în situația în care am pierdut noi și am pierdut cu un scor de, sau suntem conduși cu un scor de la... Da, mare și nu mai știi ce să facem și hai cu vibe-ul, dar nu-i vibe-ul, știi? Da. Trebuie să fim atenți în primul rând, să nu ne culcăm pe ureche, să fim foarte vigilenți. Acum, ce a fi, a fi, bă, noi trebuie să fim acolo. Surpriza nu prea ne interesează. Trebuie să fim acolo, să dăm tot ce avem. Nu trebuie să ne interesează surpriza, da, exact. Trebuie să-i batem pe faimoși. Trebuie să câștigăm, da. Să un milim un pic. Și eu zic că o să facem față, indiferent de cine intră pe traseu, eu zic că o să dau tot ce mai bun de mine și o să iasă bine. Da, merge tot bine. O să fie bine oricum. O să dau tot ce e mai bun din mine, o să intru de câte ori este nevoie să câștige echipa mea. Să ne facem noi jocul cel mai bun, să facem spectacol. Exact, da. Frumos. E mai spectaculos să nu fie ceva anos. Vibe-ul echipei este foarte ridicat, moralul este sus. Cu toții așteptăm să vedem traseul, să vedem surpriza, suntem motivați să câștigăm 100%. 3, 2 și războinicii! Prieteni, suntem împreună în fața unui joc care se anunță extrem, extrem de spectaculos și extrem de interesant. Noi l-am denumit ca fiind confruntarea perechilor! Despre ce e vorba de fapt? Fiecare meci este o ștafetă. Acesta este stegulețul vostru, păstrează-l. Tu o să-l mutați de la unul la celălalt, iar acesta este stegulețul războinicilor. Iată despre ce este vorba. Se joacă, prieteni, până la 7 și vom face echipe. Vom face echipe de câte 2, se merge pe traseu, se ridică stegulețul și pleacă celălalt. În prima rundă vom avea 4 echipe. Echipele sunt formate 2 băieți, 2 băieți de la voi, 2 băieți, 2 băieți, 2 fete, 2 fete, 2 fete, 2 fete. Vă reamintesc, jucăm până la 7. Echipa care câștigă va avea parte de o mare, mare surpriză. Pentru prima dată veți ieși de la vilă sau de la baracă. Mihaela, ți-am înmânat stegulețul. Confruntarea perechilor, un joc foarte frumos. Iată traseul pe care se va desfășura confruntarea perechilor. Vom vedea multe ștafete, multe jocuri interesante până la 7. Așadar, traseul începe cu o zonă de echilibristică. Există două porți acolo, un cilindru oblic și un cilindru așezat orizontal care trebuie aruncate. Trecere pe sub plasă, la ieșire sunt inelele care trebuie așezate pe 3 suporți. O manetă care acționează urcarea către bazin. E un dublu topogan, să-i spunem, se iese din bazin, se trece printr-un mic tunel de sârmă, apoi se intră într-o porțiune mai dificilă a traseului, un tunel cu apă. În final sunt mai multe mingi așezate pe 3 niveluri care trebuie doborâte cu bețe.
Vă reamintesc, se joacă până la 7. Vom avea 4 echipe în fiecare echipă. 2 băieți, 2 băieți, 2 fete, 2 fete. Un minut, nu 2, pentru strategii. Nu știu, prima, pentru că ești foarte rapidă, după care vin eu, că dacă ai tu steagul, eu vin repede, da. Exact. Da. Vezi, prima, că l-ați să termin, da? Da. Tu intri și tu. Mă aruncăm acum, ori eu, ori tu, unul dintre noi aruncă. Pe tine mă bag cu tine? Puși după alea, da. Da. Nu sunt prima, că-s mai rapid sau? Da, da, tu te duci prima. Merge GB a doua tură, schimbăm? Da. A venit momentul alegerilor în confruntarea perechilor. O să începem cu băieții, o să vă rog să coborâți în față, să vedem cele două echipe la faimoși și cele două echipe la războinici. Dar veniți mai încoace către mine, da? Ca să fie foarte simplu. Ok, deci avem următoarele două echipe. Gabriel cu Alex, da? E prima echipă, corect? Ovidiu cu Mihai, cea de-a doua. Costin, Mario și Ciprian nu scapă de Ion. Cei care aleg sunt războinici. Costin și Mario. Ok, deci primul match este Gabriel și Alex versus Costin și Mario. Automat la masculin, cel de-al doilea match format din Ciprian, Ion, care se întâlnește cu perechea formată din Mihai și Ovidiu. Acestea sunt cele două meciuri la masculin. O să rog acum și pe frumoasele noastre concurente de la Exatlon să vedem care sunt echipele. Bun, ați coborât și voi. Rămâne în afară Ana, da? Corect? Ana nu joacă. Bun, de ce echipă? Nico, Mihaela. Cea de-a doua echipă, Ana Maria cu Irina. De cealaltă parte, Andreea, Cătălina și Andreea cu Ami. E rândul vostru acum să alegeți. Mihaela, Nicoleta. Bun, primul meci, perechea Cătălina, Andreea împotriva perechii Nicoleta, Mihaela și ultimul meci la feminin din prima rundă, Andreea, Ami versus perechea Ana Maria, Irina. Acestea, prieteni, sunt alegerile. Confruntarea perechilor începe. Vom avea un spectacol pe cinste aici la Exatlon România. Baftă! Începe, prieteni, confruntarea perechilor. Avem ștafetele gata de start. În acest moment concurează Mario Fresh și Costin Gheorghe la faimoși. De cealaltă parte, Alex Stoica și Gabriel Nedelcu. Succes, băieți! 3, 2, 1. Primii care pleacă deschid traseul, porțile, Alex și Mario. Și ia să-i vedem sub plasă cum se descurcă. În primul schimb, Mario Fresh și Alex Stoica. Așează cele trei inele, mai rapid puțin, Alex trage de manetă, coboară, ajunge și Mario acolo, să vedem, alunecat puțin, Alex, foarte bine pe tobogan, mic avans pentru Mario Fresh, să vedem, aterizarea în bazin, îndoată foarte bine Mario, încearcă să recupereze pe acea porțiune, foarte bine Mario, să vedem, da, n-a sărit în cap, să vedem dacă sare, nu. Au nevoie de ceva timp ca să se obișnuiască cu acea porțiune și primul care ajunge este Mario Fresh, ridică stegulețul, pleacă deja Costin, moment în care ajunge și Alex, pleacă și Gabriel Nedelcu. Sunt spectaculoase aceste curse de ștafetă, sunt deschise toate porțiunile traseului, încearcă să recupereze Gabriel Nedelcu, vine foarte tare, lungează de două ori și să vedem, cade în ultimul bazin Costin. Îl vedem și pe Gabriel Nedelcu. Splendidă cursă, prieteni! Început extraordinar! Să vedem, se ridică și Gabriel Nedelcu. Sunt 6 mingi care trebuie doborâte. Începe Costin cu o aruncare sigură sus. Să vedem, de jos aruncă Gabi Nedelcu. Nu reușește. 2 mingi doborâte de Costin. Doboară una și Gabriel Nedelcu. 3 mingi. Să vedem, Gabi doboară și el încă o minge. Mai sunt 4 mingi albastre, 3 mingi roșii. Foarte bine recuperează sticul Gabriel Nedelcu. Să vedem, dă în scândură. Continuă să arunce Costin. Mai are o singură minge. Și să vedem dacă va fi punctul faimoșilor sau nu. Da! 1-0 în favoarea echipei roșii.
după o primă cursă extrem, extrem de spectaculoasă. Ce depinde de mâna ta, mâna ta! Te slabi! L-am făcut, boiule, n-ai ce să vină! Nu, deci prim! Hai, tata, că nu mai la bine bache, gata! Hai, fratele, hai! Ați văzut? Hai, fratele! Fratele! Fratele, veniți un pic! Hai, tata! Nu mai stai, tata! Te iubesc, tati meu! Hai, hai, 3, 2, și Războinicii! Confruntarea perechilor continuă cu primul duel al fetelor. La start se află pentru faimoși Cătălina Șeicaru și Andrei Arsine. Adversare sunt Nicoleta Luncă și Mihaela Popescu. Succes! 3, 2, 1. În primul schimb sunt Cătălina Șeicaru și Nicoleta Luncă. Se dezechilibrează Cătălina și trebuie să o ia de la capăt, moment în care Nicoleta ajunge la inele. Primul inel este așezat de Nicoleta, cel de-al doilea, și ajungem la cel de-al treilea. Maneta a uitat de ea, dar până la urmă o trage cu bine Nicoleta. Aruncă sticul, încearcă să recupereze pe acea porțiune Cătălina Șeicaru. Să vedem ce se va întâmpla. Plongează Cătălina Șeicaru, moment în care termină de ieșit din bazin Nicoleta. Momentul cel mai dificil pentru fete. Să vedem și pe Cătălina Șeicaru. Cred totuși că prima va ieși din bazin. Războinica, nu aproape, în același timp, extraordinar, în același timp, și ridică prima stegulețul Cătălina Șeicaru. Pleacă, se întoarce, eroare pentru Mihaela Popescu. Andrei Arsine trece pe sub plasă, încearcă să recupereze Mihaela Popescu. Să vedem, traseul rămâne deschis de fetele din primul schimb. Se lansează pe topogan Andrei Arsine, dar nu împinge în buză. Să vedem pe Mihaela, nici ea nu face, intră destul de adânc și Mihaela a venit foarte bine din urmă. Mihaela, momentul în care se aruncă pentru ultima oară în bazin Andrei Arsine, ajunge și Mihaela Popescu. Cred totuși că prima care va arunca este Andrei Arsine. Să vedem trecerea prin bazin pentru Mihaela Popescu. Aruncă bețele și începe prima Andrei Arsine. Se concentrează, da, dacă dă atât de tare, va avea mult de alergat după bețe. Trei ratări consecutive pentru Andrei Arsine. Să vedem, începe foarte bine Mihaela Popescu. Două mingi sunt jos pentru Mihaela Popescu. Ratează Andrei Arsine, a treia minge pentru Mihaela. Foarte bine, nicio minge nu reușește Andrei Arsine. Prieteni, să vedem, din nou punctează Mihaela, care a căzut, prieteni, cum vă spuneam la început, foarte aproape de a dobori a șasea minge. Nici o minge la Andreea. E un final care nu-i convine și este punct adus de ștafeta războinicelor. Și scorul devine egal. Este 1-1. Scorul în acest moment, prieteni, a doua cursă în confruntarea perechilor la masculin. Cele două ștafete sunt formate din Ciprian Mariș și Ion Surdu la faimoși și Ovidiu Jimborean și Mihai Berar la războinici. Succes! 3, 2, 1. În primul schimb îi vedem pe Ovidiu Jimborean și pe Ciprian Mariș.
Foarte bine a ieșit de acolo Ciprian. O eroare a lui Ovidiu Jimborean, care se întoarce. Tinerul al treilea este așezat de Ciprian. Giubi se află lângă Ciprian, încearcă să recupereze Ovidiu Jimborean. Plonjează, oh, ce salt face Ciprian Mareș. Să vedem cât va reuși să recupereze Ovidiu Jimborean. Deja este foarte aproape de finalul traseului. Ciprian Mareș, acea greșeală a lui Ovidiu Jimborean. Și pleacă deja Ion Surdu, așteaptă Mihai Berar să iasă Ovidiu de acolo. Durează ceva, avans mare, cel mai mare avans de până acum. Să vedem, pleacă și Mihai Berar până la urmă. Nu e deloc ușor de recuperat. Să vedem cum se vor descurca în final cei doi. Scorul în acest moment este 1-1. Mihaela Popescu alături de Mihai Berar împinge în buza topoganului. Mihai Berar iese, Ion Surdu a venit foarte bine pe acea porțiune. Se aruncă Mihai Berar și primul care va începe să folosească bețele este Ion Surdu. Vedem prima aruncare ratată, a doua este reușită de Ion Surdu, care modifică felul în care aruncă. Să-l vedem pe Mihai Berar. Doboară și el o minge. Sunt două mingi roșii și una albastră. Nu, trebuie să dea puțin mai sus. Schimbă Mihai Berar. E clar că e un final care nici lui Mihai nu-i convine prea tare. Avem așadar două mingi roșii și iată două mingi albastre doborâte. Scorul este egal, 1-1. Pare un final simplu. Încă două mingi doborâte de Ion Surdu. Nu reușește Mihai, mai are o singură minge Ion și este punctul faimoșilor până la urmă. Scorul devine 2-1 în favoarea echipei roșii. Ca să știi? Nu, când ajunge aici, eu nu știu. Da, da, apă, când ajunge, pentru că să fie ei aici, da. Știi? Și atunci... Nu, o să vină, vină. Așa, așa, șmecherii așa, 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 așa. Aici, toți toți aici. Aici e șmecheria. Bă, hai, chinzuna de tot. Lasă-o, hai, bine, lasă că e bine. Hai că vorbim bine, hai, băieți. Hai, e bine, hai, nu-i problemă. Confruntarea perechilor continuă, prieteni, la start se află fetele Andreea Zaragiu și Ami pentru faimoasă de cealaltă parte, Irina Postolea și Ana Maria Stamen. Succes! 3, 2, 1. La scorul de 2-1 în favoarea faimoșilor. În primul schimb al acestei ștafete le vedem pe Andreea Zaragiu și pe Irina Postolea. Vedem, intrând în același timp pe sub plasă, să vedem ce se va întâmpla la cele trei inele. Ion Surdu și Gabriel Nedelcu sunt alături de cele două fete. Al treilea inel în același timp îl așează cele două fete. Drag de manetă și Andreea Zaragiu și Irina Postolea simultan. Împing sticul și plonjează pe topogan, iarăși în același timp. Împing în buza topoganului. Alunecă foarte bine Irina Postolea pe acea porțiune și iese prima Irina Postolea, extraordinar, a recuperat în bazin. Să vedem cum se va descurca pe această ultimă porțiune care creează mari probleme celor care au claustrofobie. În același timp iese Irina, ajunge prima la steag și ajunge și Andreea. Leacă Ana Maria Stamen, să vedem Ami cum se va descurca. O, eroare! Eroare pentru Ana Maria Stamen. Au fost probleme întotdeauna pe acea primă porțiune a traseului, cea de echilibristică. Încearcă să recupereze Ana Maria Stamen. E în bazin Ami, dă tare din picioare. Ajunge și Ana Maria Stamen. Excelentă atmosferă. Îi vedeți pe faimoși la marginea bazinului. Gabriel Nedelcu îi oferă în continuare informații utile, zic eu, colegei sale, Ana Maria Stamen. Hai, 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 zice Ion Surdu. Dar oricum Ami nu are cum să-l audă. Iese cu bine Ami și extraordinar a recuperat Ana Maria Stamen.
să vedem finalul. Moment în care vor începe să arunce. Să vedem cum Ana Maria Stamăn încearcă mai multe variante. Amin se așează, aruncă de jos. Nu reușește nici Amin, schimbă aruncarea Ana Maria Stamăn. Eroare pentru Amin, avem o singură minge. Aruncă pe armă de la umăr Amin. Foarte nervos Costin. Să vedem, continuă, cade o minge la Amin. Și avem două minge albastre care au căzut la Ana Maria Stamăn. Foarte bine de Ana Maria Stamăn. 3 mingi albastre și 5 mingi roșii. Continuă Ana Maria Stamăn. Aruncă foarte ciudat, dar până la urmă au căzut 3 mingi. E, fără îndoială, cel mai lung final de până acum. Ami adună cu grijă fețele. Iată, continuă Ami, dar nu reușește. Să vedem, trebuie să împingă mai mult în picioare. Între timp, Ana Maria Stamăn mai doboară o minge și încă una. Mai are o singură minge. Ami aruncă și ea în continuare. Aruncă și Ana Maria Stamăn. Mai are două bețe Ami. Merge mai departe. 3 mingi roșii, o minge albastră. Din nou aruncă Ami. Mai cade o minge. Sunt 2 mingi roșii, prieteni. Toată lumea e în picioare. Excepțională atmosfera și este punct reușit de războinici. Scorul devine egal. Este 2-2. Și după să beau. Și atunci mai rămânem? Și rămâi tu la aruncat? Și noi cum facem? Arăși tu? Cu cine intru? Deci, cum vă simți? Eu mă simt. Să la voi cine aruncă? Hai că mă duc eu. Tura asta aruncă. Oricum mă duc mai repede. Și să arunc tot eu? Da. Scorul în acest moment e egal, prieteni. Este 2-2. Mergem mai departe în confruntarea perechilor. La start se află cele două ștafete formate din Mario Fresh și Costin Gheorghe, Mihai Berar și Alex Stoica. Succes! 3, 2, 1. În primul schimb, Mario Fresh pentru faimoși, Mihai Berar pentru războinici. Foarte motivați cei doi atleți exatlon. Să vedem, aproape în același timp trag de manetă Mario și cu Mihai. Aruncă sticul Mario. Cade Mihai, a alunecat acolo. Dar să sperăm că nu s-a accidentat. Și nu s-a accidentat. Iată ce înseamnă exatlonul. O clipă, un moment în care, deși te afli în față, poți foarte ușor să fii depășit. Să vedem ieșirea din bazin. În același timp ridică stegulețul Mario Fresh și Mihai Berar. Să vedem, Alex e puțin în spate. Dar reușește, s-a grăbit puțin. Costin urcă foarte bine. Alex la desprinderea de bazin. Să vedem, Costin Gheorghe e puțin în față și va avea un număr de aruncări suplimentare. După părerea mea, față de Alex. Interesant este, punctele la faimoși până acum cele două aduse de ștafetele masculine, punctele la războinici aduse de ștafetele feminine. Să vedem, e 2-2. Ratează. Până la urmă doboară o minge. Începe să arunce și Alex. Aruncă de jos. Va trebui să schimbe ceva după părerea mea. Cade o minge albastră. Cade, nu, rămâne cea de-a doua. Și va avea mult de alergat după bețe. Și vor da seama de asta după ce vor mai sta aici în Republica Dominicană.
Iată, cu cât aruncarea e mai controlată și nu foarte puternică, vorbim de secunde extrem de importante. Mai sunt 3 mingi roșii și 3 mingi albastre. Mai doboară Costin încă o dată, aruncă din nou Costin, sunt 3 mingi albastre. Alex mai are 2 mingi și el, să vedem. Una mai are Alex. Incredibil! Extraordinară revenire a lui Alex Stoica. Fantastic! Fantastic final, prieteni! Și 3-2 în favoarea războinicilor. Băi, băi, țărănușilor, vedeți că nu v-am zis nimica, băi. Nu v-am băgat în seamă până acum. Dă prost, nu știu ce. N-aveți treabă, nu mai vorbiți, băi. Vedeți că noi ajungem aici, aruncăm 5 de alea, voi nu veniți. Păi dar tot jignire, tot vorbesc, nu vezi că nu-i bagă nimeni în seamă? Păi lasă-i în pace să vorbească singur și pe papagal. Lasă-i, noi suntem bai noștri aici, gata. Nu mai băgăm în seamă. Vin după o oră, după traseu, ești nebun. Păi am văzut, am rămas în urmă. Da. Am terminat de bețea, că nu dau bine. Termin toate bețele, băia, vin și... Hai un pic aici. Hai, tata, aici tot. Hai. Hai să ne concentrăm un pic, hai! Hai, 2, 3 și... Roșii! Hai, moșii! Roșii! Hai, moșii! Roșii! Hai, moșii! Hai, bă, că se poate! Hai să te rog, hai! 2, 3, 4, 5! Gabi! 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 Haide, haide, haide! Hai, fetele, hai! Confruntarea perechilor, 3-2 în favoarea războinicilor. La start sunt fetele, cele două perechi formate din Cătălina Șeicaru și Andreea Arsine, de cealaltă parte din Apostolea și Ana Maria Stamen. Succes! 3, 2, 1! Pleacă pe traseu Cătălina Șeicaru și Irina Apostolea. În primul schimb cade din nou Cătălina. S-a grăbit pe acea porțiune Cătălina. Să vedem pe Irina care iese din la veterana noastră, 40 de ani aici la Exatlon România. Se descurcă de minune pe trasee. Iese prima de la inele, Irina trage foarte bine de manetă în momentul în care trebuie să îndepărteze acel cilindru. Urcă foarte bine Irina, urcă și Cătălina. E un avans pentru Irina care va ieși, veți vedea imediat, iese foarte bine, alunecă foarte bine, dintre fete cel mai bine, încearcă să recupereze Cătălina la ieșirea din bazin tunel și trecerea pe sub acea plasă. A primit mai multe porecle, s-a spus sicriu, s-a spus coșciuc de către ceilalți concurenți. Prima care ajunge este Irina Apostolea, un mic avans pentru Ana Maria Stamen, încearcă să recupereze Andreea Arsine. Giubi și Gabriel Nedelcu sunt pe margine, avans pentru Ana Maria Stamen pe topogan. Să vedem, nu împinge nici ea în buza bazinului și se ridică. Încearcă să iasă prima, dar ia să vedem în același timp. Sunt foarte spectaculoase aceste curse de ștafetă, prieteni. Ultima trecere prin apă, pe sub acea bucată de plexiglas. Ne pregătim de final la scorul de 3-2 în favoarea războinicilor. Începe perfect, aproape dă foarte bine Ana Maria Stamen, după care ratează. Au căzut 3 mingi albastre deja și o singură dă foarte bine Ana Maria Stamen, după care ratează. Au căzut 3 mingi albastre deja și o singură minge roșie. Extraordinar, extraordinar de Ana Maria Stamen. Uluitor, uluitor. Ce final face Ana Maria Stamen. Incredibil, prieteni. Scorul devine 4-2. Toată ziua, Joana. Fiecare zi o să fie ziua. Ce zi? Bravo, 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 Irina! Bine, Irina! Bravo!
Te menții bine, Irina, bravo! Meneva ta! Vreau să și beau! Bravo, băi! Bravo, bravo! Bravo, bravo! 4-2 în favoarea războinicilor, cursă a băieților, Ciprian și Ion la faimoși, Ovidiu și Gabriel la războinici. Atenție! 3, 2, 1. În primul schimb îi vedem pe Ciprian și pe Ovidiu. Foarte bine, se descurcă. Deja au învățat traseul, au fost o dată pe el, extraordinar. Cele trei inele vom avea în câteva săptămâni, prieteni, dueluri din ce în ce mai rapide și din ce în ce mai interesante. Trec foarte bine pe sub cilindric, rămân plăcile în această parte a doua a traseului, plăcile de urcare spre topogan. Închise, mic avans pentru Ciprian Mariș, iese primul și cred că îi va oferi un avans destul de confortabil lui Ion. Pleacă Ion, abia acum iese Ovidiu, dar avea misiune grea, destul de grea. Gabriel ridică, pleacă și Gabriel, dar Ion are un avans destul de important. Vor fi câteva aruncări suplimentare la scorul de 4-2. Intră teribil Ion Surdu în apă. Gabriel, iată, extraordinar! Unul din puținii băieți care împinge în marginea bazinului. Un avans nu foarte mare. Iată, e primul care sare așa, Gabriel, extraordinar. Și a câștigat acolo câteva secunde. A mai recuperat pe topogan. Fantastic final. Începe Ion Surdu. Să vedem momentul în care începe să arunce și Gabriel. O minge, două mingi roșii, una albastră. Foarte concentrat și Ion, foarte concentrat și Gabriel. O eroare pentru Gabriel, mai cade o minge. Să vedem, mai are un băț. Ratează Gabriel, dar are două bețe aproape. Patru mingi albastre, trei mingi roșii. Confruntarea perechilor, prieteni, continuă. Curse de ștafete extraordinare. Trei mingi albastre, două mingi roșii. Începe și Gabriel, mai cade o minge. Să vedem, o minge albastră, o minge roșie. Extraordinar. Avem photo finish. Avem photo finish, prieteni, la scorul de 4-2. Greu de spus, n-am văzut care minge a căzut prima. Mingea lui a fost pe jos.